Corvinul Hunedoara a reușit ieri pe terenul din Petroșani să câștige meciul împotriva Jiului cu 4-1. Astfel, echipa Corbilor a acces în play-off-ul Cupei României după ce au dominat autoritar jocul din Valea Jiului, având alte ocazii importante de a marca, trimițând mingea în bară de 4 ori. Duelul de pe arena Petre Libardi a început practic de la 1-0. După ce au avut o primă ocazie de gol în primele 20 de secunde, băieții lui Florin Maxim au reușit să schimbe datele de pe tabelă în minutul 3. Marcatorii acestui meci de la Corvinul au fost Lupu, Iacob, Pârvulescu și Bradu, iar pentru Jiul a marcat un gol Lovas. Am început bine, foarte bine jocul, am reușit să și marcăm de două ori. Chiar dacă și prima repriză au fost niște contre, am intrat cumva în jocul lor, ne-au prins pe niște contre, dar pe ansamblu am fost mulțumit de prima repriză și până la primirea golului la fel. Am intrat bine și a doua repriză, la fel am mai avut niște ocazii foarte bune de a marca. N-am reușit să ne desprindem. M-a nemulțumit puțin golul primit pentru că nu aveam voie știind că sâmbătă ne așteaptă un meci greu acasă. Știam că avem obiectivul acesta, cupa, să trecem mai departe, dar cumva așteptam să facem mai economicos din punct de vedere al efortului. Dar totodată înseamnă că băieții s-au simțit bine și suprafața de joc a fost bună. A și plouat puțin înaintea jocului, au o dispoziție de joc. N-am ce să le reproșez, poate cumva mă bucura să înscrie măcar unul dintre copii, Ion sau Mitran. N-au făcut o meci ăsta, o vor face pe viitor. Ne bucură această victorie. Acum ne concentrăm pentru meciul de campionat. Am fost cu toții montați și concentrați pentru acest meci și nu cred că nu le-am dat nicio șansă astăzi. Cu toate că au intrat un pic în meci, dar meciul a fost la îndemâna noastră. A fost un joc destul de ofensiv din partea noastră și ne bucură lucrul ăsta, fiindcă avem nevoie de la meci să creștem. Reușita albaștrilor în fața celor de la Jiul Petroșani face pasul spre play-off-ul Cupei României, unde se va regăsi alături de alte 31 de formații, 23 calificate din turul 3 și 8 formații care joacă acum în prima ligă, adică Politehnica Iași, Oțelul Galați, Dinamo, UTA Arad, FC Hermannstadt, FC Botoșani, Universitatea Cluj și FC Voluntari. Sâmbătă, 19 august, suporterii sunt așteptați din nou pe stadionul Mihail Klein la Hunedoara, acolo unde, de la ora 12, Corvinul va juca cu Miercurea Ciuc.